1-0 pentru CSM după un început extraordinar. Golul reușit de Cristina Neagu și două parade pentru suedeza Eriksson. Zadi, Anță. Neagu pasă spate, aruncă din nou Anță peste poartă, mai are aruncare în bară la prima acțiune. Raistad. Foarte bine Sudakova din nou în apărare. E corner pentru Esbjerg, echipă care era favorită ca și CSM-ul la atragerea sorți pentru a ajunge în Final Four. Din păcate, pentru frumusețea handbalului, una dintre cele două nu va mai ajunge în semifinale. Raistad. A ieșit Tansen în ea. Oh, din nou în Raistad. Preistol, liberă în stânga și înscrie până la urmă Nilsson. 1-1. Doar două goluri în primele 4 minute și vine al treilea, fructifică pinta pentru CSM la prima sa angajare. Ne-am repliat până la urmă cu toată echipa Bristol Raistad. O apără extraordinar din nou Eriksson. Are trei parade goalkeeperul suedez al CSM-ului. Breistol, Trambor, Raistad, mai avansat Anțăn, apără încă o dată și bine că mingea nu a luat efectul mai rapid ca să ducă în poartă. A patra paradă pentru Eriksson, care spuneam de o lună de zile este titular în poarta CSM-ului, a apărat bine și în campionat și poate să fie o surpriză pentru cei care n-au mai văzut echipa bucureșteană de mult timp. Trei portari de valoare apropiate, Eriksson, Davison și Glosser, sunt în lotul bucureștencelor. Zadi, Anțăn, Zadi, oh, s-au tăiat picioare, dar din faul. 9 metri, spunea Zadi înaintea acestei partide că trebuie să câștigăm ambele meciuri cu Esbjerg. Nu mă interesează să pierdem la 2-3 goluri. Gol! Neagu, două aruncări, două reușite pentru cea mai bună jucătoare a României. Zadi a câștigat toate titlurile supreme cu Franța. Spune că trebuie să bată CSM-ul în ambele meciuri pentru a se califica liniștit în Final Four de la Budapest, acolo unde n-a mai fost din 2018. Sunt aproximativ 500 de suporteri români prezenți aici în sala din Esbjerg, la o capacitate de aproape 3000 de locuri. Raistad. Breistol. Raistad are culoar și înscrie cea mai bună jucătoare din lume. Primul gol și pentru ea. Are avea înaintea acestei întâlniri 121 de goluri din 175 de aruncări, un procentaj de aproape 80%. Este golgheter în Liga Campionilor. Raistad are deja un Champions League câștigat în 2021 când era la Vipers. Este dublă campioană europeană, campioană mondială și un bronz la Jocurile Olimpice cu Norvegia. O jucătoare fabuloasă la doar 24 de ani. Neagu. Pinta, Anțăn, Zadi, vine Anțăn, aruncă și înscrie de această dată. O dată în bar, o dată afară și acum în poartă. 4-2 pentru bucureștenii, care au început foarte bine manșaturi din sferturi. Cartonaș galben arată unul dintre arbitrii lituanieni, în cuplul Barisas și Petrusis. Crina Pinta a fost avertizată cu cartonașul galben. Este a 11-a partidă între cele două timuri, începând din 2017, s-au întâlnit în fiecare an mai puțin 2018. 5 victorii CSM, 3 victorii Esbjerg, 2 egaluri peste poartă, Trambor. Nu le funcționează la nivel maxim linia de 9 metri și asta este bine. Doar Raistad n-a pus ceva probleme. Neagu împinsă, aruncă! Pinge blocată, din păcate. Pasă pe contră, pa, unde era extrema lor și o dă în vinclu. Peterson. Primul gol ușor înscris de Esbjerg. Pe pasa extraordinară a lui Christensen.
portar venit de la Viborg în această iarnă, în luna ianuarie. Esbjerg are un lot de 26 de jucătoare și acum pe foaie are doar 11 jucătoare de câmp și 3 portari. Au și câteva jucătoare accidentate. În frunte, vă spuneam, cu Müller, care joacă la 9 metri în orice postură, dar și Jakobs, în extrema dreaptă. Neagu pasă pe la spate, Hansen Dembele, gol! 5-3 pentru CSM București, dar a avut în acest sezon cea mai bună participare în Liga Campionilor. A fost în grupe, a condus mult timp grupa sa, apoi a picat pe 2 după Vipers. A fost extrem de constantă echipa lui Adi Vasile Raistad. A intrat Neora Morcă, dreapta, pasă la pivot și înscrie numărul 51, Ingstad, viitoarea jucătoare a CSM-ului, a semnat din iarnă cu CSM și acum, iată, și arată valoarea împotriva viitoarelor colege. Primul gol cu pivotul pentru Palu Jesper Jensen, 5-4 CSM-ul. Pinta. Zadi, din nou a ieșit în față, Nilsson la 5-1, Dembele minge puțin mai grea, Bolto! Bară, din păcate, această acțiune. Da, n-a avut poziție bună să dea tare la poartă Dembele și a încercat Bolta, Raistad, Tramborg, Mörk. Au jucătoare prin semicerc, băgat acolo inteligent de Hansen și o schimbare pentru atacul danezelor, care merg foarte bine în campionat. Am au pierdut ultima oară cele de la Esbjerg în acel meci din 11 februarie cu Gheor și apoi au avut 13 victorii consecutive. Ultima marți în campionat, 30-21 la ICAS, și au calificat în semifinal unde vor juca cu Vibor. Revine mingea din acea contră și fructifică Nilsson. 5-5 de la 5-3 CSM. Dembele, Neagu, Zadi, Omoreghe a intrat la 9 metri, Crina pe pivot, în dreapta probabil este Sudakova. Neagu aruncă în stânga, scoate din cădere Christensen cu piciorul stâng. Faza a doua, ne reprim și noi. Raistad împinsă, da, 7 metri. Bine că nu s-a dat și o eliminare această pătrunde a lui Henny Raistad. Împinsă și de Omoreghe, apoi tamponată pe brață de Crina Pinta. Vine Nora Mörk, fostă jucătoare de la CSM, are aici doar câteva minute, accidentată în Supercup, vă aduceți aminte, apoi s-a operat, s-a refăcut și a jucat la Esbjerg. Aruncă din prima fără fentă. Conduce Esbjerg pentru prima oară în meci, 6-5. Omoreghe, Neagu, pasă la Crina. Doar 9 metri, această acțiune n-a apucat să arunce pivotul nostru. Ce bătălie pentru mici. S-a luptat acolo Breistel cu ea. Neagu, forțează pe centru, vine Zadi, tot pe mâna dreaptă. Poziție de mână stângă și a greșit pasul. Până început foarte mult CSM-ul și-a pierdut cadența și danezele atât au așteptat, au revenit adevărat în partidă și au atacul la 6-5. Breistol, Raistad, Mörk.
Nilsson pleacă din extremă stânga, al doilea pivot, pasă printre iarăși la Inști. Da, da, doua pasă decisivă printre picioarele adversare de la Nora Mări pentru Inștat. 7-5. 4 goluri la rând pentru Esbjerg. CSM-ul n-a mai scris din minutul 9. Are intrat Tanța. Ramusovici, numărul 66 în pivot. Omoreghe. Omoreghe a simțit culoarul, a vrut să pătrundă, a fost împinsă. Se joacă extrem de tare. De mult mai este doar un joc pentru băieții handbalul. Și fetele joacă chiar mai dur uneori. Neagă. Pătrunde extraordinară Cristina între două adversare, 100% pentru superstarul CSM-ului. Pleacă de lângă Haidal, o împinge Nilsson și vine golul pe picioarele lui Christensen. 7-6. Sezonul trecut cele două s-au întâlnit tot în sferturile de finală. Șansa a fost pentru Esbjerg, care s-a calificat mai departe datorită unui singur gol în plus. Victoria acasă la un gol egal la București. Prima eliminare, Omoreghe. Da, s-a împiedicat de piciorul lui Omoreghe. Nu știu dacă a fost piedică intenționată din partea slovenei. A și împins-o și a căzut ca în rău Raistad. N-a putut să atenueze deloc din contactul cu solul. Doi pivoți. Esbjerg. Raistad. Vine extrema la susținere și o dă sub bar Petersen. Clasic a jucat Esbjerg aici. Cum o face și Odense, ați văzut ieri în meciul cu Ghior. Echipele daneze de top, când au superioritate, transformă un jucător de la 9 metri în pivot ca să țină apărătoarele la semicerc și apoi ați văzut ce se întâmplă. Anță. Ramusovici. Glosser. Zadi. Zadi lasă în spate la Anțăn. Pins acolo Zadi. Anțăn pasă cu mâna stângă din faultul lui Nilsson. 9 metri. Suntem la jumătatea primei reprize. Manșa tur din sfertul Ligii Campionilor. Două goluri Esbjerg peste CSM București. Bucureștiul în inferioritate, fără portar, sau extrema la schimb. Ha, a fost împinsă Neagă și protesta la arbitri. Dar parcă n-au auzit bine, oricum mai întorceau decizia. Poate vom vedea și o reluare când jocul o permite. N-are rost să mai enerveze Cristina. S-a văzut. Brestol. Pasă partea opusă la extremă, s-a apărat bine Ramusovici. Brestol din nou. Raistad, iarăși au doi pivoți, mai au 15 secunde la extremă și scoate extraordinar din nou. Eriksson este la a cincea paradă, Eriksson, în fața Sani Solberg, revenit în echipă. Norvegiana de 32 de ani, dublă campioană mondială, triplă campioană europeană, are și două bronzuri la Jocurile Olimpice. A ei lipsește Perica din extrema dreaptă, Jakobsen, dar nici Petersen n-a jucat rău până acum. Sudakova. Neagu. Anțăn, în forță. Cristina busculată, trasă de tricou. Fac tot ce pot normal la adversarea pentru a opri. Este obișnuită Neagu cu astfel de probleme din partea adversarelor. Neagu. Omoreghe! Mingea sare peste piciorul lui Christensen în poartă. Era și cazul. 8-7 Esbjerg, minutul 17. Cât de bine a dat-o până la urmă slovena. Raistad în centru a arătat numărul schemei pentru colegii. Iată, Raistad joacă centru la Esbjerg și la națională joacă interstânga, pentru că acolo la coordonare 90% evoluează Stine Ovdedal. Ați văzut-o ieri cum a întors jocul pentru Gheor în deplasarea
de la Odense. Oh, gol în colțul lung a fost pe minge Eriksson, dar nu poate să facă minuni la fiecare paradă suedeza Bucureștiului. A dat-o extrem de bine în colț și arunca asemenea, ține superb cu ajutorul Barei Hansen, care are cel mai bun sezon la CSM și a prelungit și contractul. Cât de bine a dat-o pe întors. Nouă. Cel mai echilibrat meci din sfertul Ligii Campionilor între Esbjer și CSM București. Mărc. Pasă pe la spate, a pierdut și ea, recuperează Cristina Neagu. Duce în faza a doua, în superioritate, dar nu dezvoltă. Pătru de Cristina, faultată. 7 metri pentru CSM București. Nora Mărc necăjită, dar decizia este normală. Raistad este cea care s-a băgat ușor sub Cristina. Vine Hansen să execute. Aruncă din prima în stânga și o învinge pe Christensen, care îi ghicise intenția și egalează norvegiana. 9-9. Esbjerg CSM. Mașatur din sfertul Ligii Campionilor. Mai devreme ați văzut campioni sezonul trecut. Rapid a pierdut pentru prima oară pe teren propriu în turul cu Vipers din sfertul. 25-31. Vipers este dublă câștigătoare Ligii Campionilor, este super favorită și Rapid n-a mai putut, din păcate, să-și depășească condiția, dar spuneam, toată admirația pentru campioana României din sezonul trecut, la debut în Liga Campionilor, a ajuns între primele 8. Breiston. Mørk. Raistad. Cum a dat-o! A intrat mingea prin Eriksson. E speriență, totuși notează ceva acolo pe tăbliță. Este și selecționerul Danemarcei. S-a grăbit puțin aici Hansen. Extraordinară pe repriere Neagu. Scoate mingea din fața Norei Mørk. Avem superioritate pe stânga pentru Danță. Gol din nou! Cere scuze Hansen că a dat ușor pe lângă corp, probabil, lui Christensen, care intrase în șpagat și mingea a putut să o lovească la cap. Dăm în reluare pentru lui Emiliansen. 10-10, mai puțin de 10 minute din prima repriză. CSM normal pe valoare, ține ritmul în fața lui Esbjer. Rămâne Ișta liberă. O dă la Păianjen. Al treilea gol pentru Ișta. Are parcă vrea să arate CSM-ului că este un jucătoare care merită să joace și la București, dar vom vedea cum va evolua până la sfârșitul întâlnirii. Omoreghe. Hansen. Pleacă Dembele pentru prima oară din extrema al doilea pivot. Hansen. Aproape de pași, pune frână. A intrat Taun în extrema dreaptă, care din vară va juca la Odense. Omoreghe, Cristina, aruncă extraordinar pe evitare cu pământul, mingea sare peste Christensen. Fabuloasă prestația Cristinei Neagu în această repriză. A dat inteligent cu sprața de joc și mingea sări peste nefericita Christensen. 11-11. Spunea și specialiștii din Danemarca, se așteaptă la un meci extrem de echilibrat, cum a fost majoritatea între cele două. Gol Breiston de la 10 metri. N-a ieșit nimeni pe întâmpinare la uriașa de 1,93 m. A intrat Davidson în poarta CSM-ului și un timeout. Let's press so this situation doesn't start. Da? Let's press this situation. In the next thing is number four, Krina, this is gonna be your position, and you make sure that this doesn't happen fast. Then when she passes here,
you come back again, okay? Then everything that you do, you anticipate that in the end of an action, everything will happen here. This is in the end of everything, so you try to win your position and recover the pivot after. Now, in the attack, let's go back to playing Portugal. I think it works against the 5-1. Be patient and win the space. Good returns important. Haide, girls, come on! Haide! Haide! Papi, cu adevărat, un super match. Live! Bucură-te de super fotbal. Superbet, go super! A explicat Adi Vasile una dintre scheme. În poziția 4 pentru Crina Pinta. Și mai au încă o soluție dacă îmi va ieși prima acțiune. Anțăn, Neagu, acum pleacă Pinta în circulație. Omoreghe. Accelerează Omoreghe, jucăm la extrem, extraordinar, Dembele, gol după timeout. Asta s-a cerut, asta a ieșit, 12 la 12. Am plimbat mingea să la dormim la derută în zona 2 și în centru și apoi a venit pasa extraordinară pentru Dembele. Raistad. Breistol. Mörk. Dacă Peterson nu este Nilsson din extrem. Ah, ce aruncare are Mörk ca de obicei. Prima oară când dă din poziția sa. A venit deseori la încrucișare în zona interului stânga. 13-12. Pinta a primit de Lanțăn, Neagu, Omoreghe, a grăbit Omoreghe, nici nu și-a ascuns bine intenția, a fost sigur Milling pe ea și a blocat, intra Milling în locul lui Christensen, ce gol n-a dat Breistol la semi-înălțime, a plecat de la bară, Davison a crezut că îi dă pe întors. S-a înțeles cu apărătoarele din acea poziție. Iată, nimeni n-a ridicat brațul. Ce să mai facă și Davison? Se bucură Espen Jensen. Echipa asta se duce la două goluri pentru a doua oară în meci. Anțăn. Omoreghe. Neagu. Mai puțin de 7. Pasă din fault aici. Extraordinară decizia arbitrilor care n-a venit faultată cu Omoreghe în momentul pasei. Asta a doua decizie aiurea arbitrilor. Una a fost la Neagu când a fost împinsă și nu s-a dat faultul. Și acum la Omoreghe. Uite așa, te ciupește arbitrul și când se termină repriza te uiți pe tabele și nu înțelegi ce s-a întâmplat. Orice decizie este importantă la acest nivel. Ca dovadă. Pasă bună la extrema. Une gol frumos între picioare lui Milling. 15-13. Avea nevoie să scoată o minge în apărare pentru a mai tăia și ordină lanul danezelor. Breistol. Raistad. Mörk. Din nou Nilsson cu deplasarea sa din extremă. Mamă, ce ne-a făcut Insta de acolo, a împins-o pe Neagu și a creat culoarul și a fructificat. Ce pasă bună a dat și Mörk. Cristina n-a ținut-o deloc, doar a ridicat brațele. Vrea să o mai șicaneze puțin. În fine, trebuie să dăm gol. 4 minute jumătate, 3 goluri Esbjerg. Neagu, Zadi, Anță în depășire, pus mingea peste poartă, n-a mai putut să-și armeze brațul ca să dea tare, pentru că a fost faultată. O întorc arbitrii deciziile. Decizile.
Revine din nou Nilsson, vedeți, treiarul care joacă în dreapta. Și va veni al doilea pivot. Acum Găinștad. Raistad de la Mörk. S-a blocat și Raistad foarte bine. Dembele o ține pe Mörk. Între cele mai bune apărătoare și extrem de inteligentă Dembele, din păcate se va retrage după acest sezon. În sfârșit o decizie pentru CSM, fault în atac. Protestează suporterii danezi, dar destul de firav. Neagu accelerează 9 metri. Da, a intrat Raistad în jucătoarea noastră după ce a pasat. Decizie normală. Zadi, Anță. Neagu din nou pleacă Dembele, avem aceeași acțiune. Zadi, Anță. Să nu facă pași, ne bagă în prepasiv. Anță. Aruncă un blocaj pe brațul lui Breistol. Și asta este Inștat. Se oprește cronometrul pentru că s-a înțeles decizia până la urmă. S-au consultat, cred că, cei doi arbitri prin cască. Așteaptă faultul Cristina, 9 metri. 2 minute și jumătate din prima repriză. Minge blocată din nou de Breistol și Heindal. Foarte bună apărătoare la Esbjerg. Apărarea se câștigă normală trofeele. Aruncă Neagu și scoate încă o dată Milling. Bine că se duce mingea în laterală. Posesia pentru CSM. Hansen. Aune. Foarte bună combinația. Apără încă o dată Milling. 22 de ani pentru acest portar venind de la Copenhaga. Solberg peste umărul lui Eriksson. S-au dus la 4 goluri cele de la Esbjerg. Și datorită ratărilor din pozițional ale CSM-ului, deci apărarea n-a mai mers. Portarii n-au mai fost protejați de apărare și minus 4. Zadi. Neagu. Hansen. Zadi pasă în sfârșit la pivot. Avem și noi 7 metri. Doar 3 angajări ale pivotului au reușit în această repriză. Mult prea puțin. Vine Neagu după ce precedent aruncarea de la 7 metri a fost fructificată de Hansen. A, de obicei Neagu are prima aruncare de la 7 metri în stânga portarului. A studiat-o normal Milling și a reușit să scoată. Măcar sunt un gol acum să rămână minus 4. Breistol. Raistal la pivot. Oh, l-a căzut Crina cu Wingstad. Și timeout, experiență.
Astăzi veți mai avea un meci de handbal din Europa, finala European Cup între Guardes din Spania și Konyaaltı din Turcia. De la ora 23 va fi partida. Raistat, Mörk, doi pivoi, joacă 7 cu 6. A plecat extrema la schimb și scoate extraordinar Eriksson, dar nu mai avem și noi timp să aruncăm. Felicitată Eriksson de colegele sale pentru că a blocat această minge. 17-13 la pauză pentru Esbjerg după ce CSM-ul a condus cu două goluri pe început de meci. A avut 4-2 și 5-3, apoi s-a scăzut ritmul, au fost multe fluctuații. Și să vedem ce se întâmplă după pauză. Din nou la Esbjerg pentru repriza a doua partidei între Esbjerg și CSM București, manșatur din sfertul ligii campionilor, 17-13 la pauză pentru echipa daneză. După ce CSM-ul a condus cu 3-1, 4-2, 5-3, apoi n-a mai putut să joace ce reușise până atunci echipa lui Adi Vasile. Putut să egaleze la 9 și la 10. Încă o dată la 11, apoi s-au distanțat ambalistă lui Jesper Jensen la 2-3 goluri și în final la 4. Esbjerg are primul atac pozițional. Mörk, Raistad, Breistol la 9 metri, în pivot Ingstad. Solberg în extrema stângă, Petersen pe dreapta, Breistol. Raistad, Breistol, prinde Eriksson. A început titulară și în prima parte a întâlnirii, a avut 4 parade, apoi n-a mai prins, a fost schimbată cu Davidson și din nou introdus în finalul rundei 1, când a mai prins o minge. Mörk, Breistol, angajarea pivotului, apărare în semicerc, Anță nu o lasă să arunce. Mă rog, tot se dă apărare în semicerc, pentru că nu s-a dat gol. 7 metri. Mörk. O învinge pe Eriksson, care a ghicit intenția, dar n-a fost unde a ajuns. 2 din 2 de la 7 metri pentru Nora Mörk. Prima repriză, Neagu a marcat 4 goluri din 10 aruncări, începuse cu 4 din 4. Hansen a dat și a 4 din 9, de partea cealaltă la Esbjerg, cea mai bună marcatoare. Raistad 3 din 5, Insta, pivotul 4 din 4 și Nora Mörk avea 3 din 4. Sudakova, Neagu aruncă doar în bară pe primul pas. Avem repriere, da. O problemă la conducerea mingii din la daneze. Anțăn, aproape pe pași, aproape pași. Da, tracul începutului de rundă, iată, fiecare pe acolo. A fost dublu dribbling la Bristol. 5 mici pierdute de Esbjerg, 3 de CSM. Mörk. Breistol. Raistad. Din nou 9 metri. Să fie băgată în prepasiv, dar nu mai contează pentru că am scris de la Scholz cu aruncare marcă înregistrată în Nora Mörk. 19-13. CSM n-a marcat în această repriză și a primit două goluri. La casele de pariuri era favorită, adevărat Esbjerg, înaintea acestei întâlniri.
cu o cotă care varia de la 1.40 la 1.45. CSM avea 3.60 spre 3.90. Și până la urmă, până acum totuși, nu s-au păcălit cei care pun aceste cote. Voltată Cristina Neagă cu o mână spre gât, se uită spre arbitri, îi dojenește din privire, dar degeaba. Zadi, Neagu, pătrunde, încerca să facă un 7 metri, aruncă mingea prin spatele lui Tramborg. Acest nivel se vede din nou, faptul că n-ai jucătoare de mână stângă din inter-dreapta. Acolo a fost marea carență a CSM-ului, dar vine golul izbăvitor al lui Janssen din inter-stânga. 18-14. Bristol, Raistad, ținută de Crina, mingea la extremă, nu ratează Peterson. Are să la schimbare, fericită Jesper Jensen, antrenorul său. Din 2017 la Esbjerg, Jesper Jensen este și selecționerul Danemarcei. Din 2020 are un bronz, a trecut la mondiale, după 8 ani de secetă, ca medalii pentru naționala feminină. Zadi, Neagu, vine foarte bine, ratează Zadi pe culoar, multe, multe ratări, apără din nou Milling. Sezonul trecut a fost 27-27 în această sală, 2021-22-21 pentru Esbjerg. 2020-30-29 pentru CSM, 2019-24-22 CSM, 2017-25-20 CSM, meciurile echilibrate, care și CSM-ul a câștigat de 3 ori aici. Zadi, pentru Sudakova, pătrunde și Rusoica, da, 7 metri, a putut să arunce. Oltar Raistad. Eliminată Raistad, pentru că vrea să păcălească arbitrii cu mimatul faultului în atac. M-a aruncat-o pe Zadi, cap un sac. Și aici a intrat ea cu umărul în Sudakova. Decizie bună a lituanienilor. Raistad se enervează și aruncă. Ha. Ratează încă o dată 7 metri CSM-ul. Acum Janssen, după ce a făcut în final primei reprize, Neagu. A dat liftat peste brațul portarului, dar doar în bară. Trambor, Mörk în centru. Trunde Mörk, aruncă în cross pe colțul scurt din faul, 9 metri. Semenul trebuie să-și ridice nivelul cel puțin în apărare. Și astfel pe atac să reușească mai mult faza a doua sau contraatac. În pozițional nu prea a ieșit. Mörk, luată în primire repede de Omoreghe. Braystorm. Puh. Peste. 7 minute din această repriză. CSM a marcat o singură dată. Esbjerg de 3 ori. Este timp pentru un rezultat mai bun pentru CSM. Cristina pasă grea pentru Dembele. Dar franțuzoaica și arată maestria și înscrie într-o poziție delicată. 20-15. Meciul retur va fi duminică, 7 mai, de la ora 17, în Polivalentă. Iar Rapid va juca returul sâmbătă, 6 mai, tot de la ora 17, în deplasare la Kristiansand, Vipers, după ce a pierdut la 6 goluri pe teren propriu, 25-31.
Framborg, Breistol, pombară! Eliminarea Crini Pintea, care a pins-o pe săritură pe adversara sa. A fost un tampon obișnuit. Iată, cu ambele brațe la pieptă și spre brațul adversarei. Cam așa se joacă la acest nivel. Au rămas ele în atac, asta este problema. Merg. Raistad. Ingstad în pivot. Ca de obicei, joacă doi pivoți când dau în plus. Ce noroc a avut Raistad. La mingea din cădere. Merg. Pasă la pivot. Bagă în semicerc, se joacă tare. Bine a strâns Anten și a jucat-o pe Sudakova. Nemulțumiți suporterii danezi. Dacă s-a arunca, se dă și apărare în semicerc. Gol! Cea mai bună jucătoare din lume și arată calitățile și fructifică din nou Henny Raistad. O lasă și facă pașii să se înalțe. Logică fructifică. 21-15, Jesper Jensen îmi explică ceva turnura Merck. Hansen, Ramusovic, Zadi, jucăm fără portar pentru că avem eliminare. Neagu, Zadi, luat în primire repede de Nilsson. Înscrie de această dată la semi-înălțime Cristina Neagu. Importantă reușită, însă avem nevoie să scoatem mingii în apărare, chiar dacă avem omul minus. 21-16, 3 goluri pentru CSM în această repriză, 4 pentru Esbjerg, 5 goluri Neagu din 12 aruncări. Raistad. Ha. Dă când vrea, unde vrea, această jucătoare fabuloasă. 22-16. Încă 20 de minute din partidă. Meciul tur din sfertul Ligii Campionilor. Neagu, Anțăn, Zadi, Ramusovic. Neagu din nou atacă pe zona centrală la Heindal, aruncă și fructifică din faul. Dată și pe suportul român, arătați pentru prima oară. Acest cadru este aproximativ 500, vă spuneam. Mulți veniți din România și ceilalți de aici din Danemarca. Sunt mulți români obișnuiți cu handbalul feminin. Vin să încurajeze mereu pe cele de la CSM, pe cele de la Rapida și echipa națională când joacă prin nordul Europei. Intră Lola Grosser pentru prima oară în poarta CSM-ului. S-a dus Glosser și pagat pe stânga, dar n-a avut șansă să-i blocheze mingea Nuremberg. Șase goluri Esbjerg, care are o constanță incredibilă. Acesta este nivelul ambalului danez. Neagu, Zadi, cu sfrână, n-a mai bătut mingea și a greșit din punct de vedere tehnic. Gol pe contră, fructifică și Sania Sølberg. Speranța se mărește, cu 7 pentru Esbjerg și CSM-ul riscă să piardă la o cea mai mare diferență în fața echipei daneze. 11 meciuri de câte ori s-au întâlnit, să-și micșoreze șansele pentru retur. Neagu, Anțăn, Omoreghe, Anțăn,
Fentă aruncă super de la 9 metri și înscrie pe lângă brațul lui Milling, care își cere scuze, considera că putea să devieze. Brainstorm, Moreghe o agață, apără Glosser, a dus mingea la Mörk din devierea lui Hansen. Raistad. Brainstorm, Moreghe cearcă om la om la Raistad. Mörk. Pinte o ține pe Ingstad. Brainstorm. Solberg pleacă în circulație. Brainstorm. Mörk pasă printre picioarele Crinei. Extraordinară Ingstad. A patra astfel de reușită cu pivotul din partea lui Esberg. De trei ori s-a dat gol, odată 7 metri. Pe ingeniozitatea Norei Mörk. Extraordinară Mörk. Are 10 operații la genunchi, vă aduc aminte, la ambii genunchi. Și joacă uluitor. A fost sfătuită în urmă cu 3 ani de un renumit ortoped scandinav să se lase de handbal, pentru că își prioritizează sănătatea. Să ia și a ascultat inima, sufletul și joacă la nivel maxim. 25-19. Ah, pivotul, țopă, e acolo, ne bagă să vincer cu Ramusovici. 7 metri. Și cum doar cu linia de 9 metri și uneori la pivot, rare ori băgăm în seamă extremele. O carență CSM, nu de azi, de ieri. Mior tot în stânga data, acum la Păianjen. 26-19. Jesper Jensen, fost mare jucător și el pentru Danemarca. 120 de partide naționale cu 238 de goluri. A fost coordonator de joc. Campion european și are și un bronz. Dar și un bronz la mondiale. Mare jucător, mare antrenor. Jesper Jensen, Hansen, gol! 26-20. Suntem la jumătatea de prize secunde. CSM-ul să tragă de ea și să micșoreze această diferență pentru a avea șanse apoi reale duminică în returul din polivalentă să califice în Final Four-ul de la Budapesta. Raistad a trecut în stânga când a fost luat om la om centrul și a rămas Brainstorm la derut acolo. Ah, ce-a pivotat Raistad, faultată de Sudacu, la 9 metri. Raistad. Și face pașii, fault în atac Ingstad. A doborât-o pe Moreghe, plecând și noi pe contră. Nu avem, nu putem să dezvoltăm, rămânem pozițional. Anța. Super, pătrunde și fructifică Elisabeth Moreghe. Două goluri la rând, nu mai avem apărare pe repriere. Bară! S-a micșorat poarta pe aruncarea lui Ingstad. Câte goluri să mai dea și viitoarea ambalistă a CSM-ului în vară. A fost remarcabil în prima repriză. S-au și fanii români, 26-21. Heindel, avertizată la fel și Pinta. Două dintre cele mai dure jucătoare din handbalul feminin. Cum este împins acolo Crina de te Brainstorm, nu o lasă să-și trambur, nu o lasă să-și ia poziția. Acum, nu, i-a luat mingea Ingstad, pleacă pe contraatac Peterson. Înscrie pe ci să-i apere Eriksson, dar n-a putut să devieze. Nu s-a putut apropia CSM-ul la 4 goluri și s-a refăcut din nou în plus 6 pentru scandinave. Sudakova. Neagu. Superb înscrie în diagonală. 27-22.
E nevoie de goluri ușoare, dar trebuie să descoată apărarea. Oh. Bară din fault, 9 metri pe mâna lui Tramborg. Ristad, Raistad. Acesta a fost răspunsul lui Jesper Jensen din punct de vedere tactic, când CSM-ul a luat om la om pe Raistad în centru. S-a dus în inter stânga și tot pe Bristol la coordonare. Vor mai fi încrucișări oricum între cele două. Bristol, Merck. Apără extraordinar la timp Glosser. Poate a treia va fi cu noroc. O schimbarea portarului. Omoreghe pătrunde superba slalomat și scrie pentru a doua oară dintr-o astfel de acțiune în repriza secundă. 27-23. Raistad apără Glosser, dar se întoarce faza cu 9 metri. Acțiuni individuale pe valoare ale CSM-istelor în pozițional și Omoreghe ia jocul pe cont propriu nord. Trebuie să mai facă și Zadi, dar Zadi nu prea mai este în formă de ceva săptămâni. Merg. Raistad. Bristol. După Omoreghe, ce bine a tamponat-o. Merg, angajarea pivotului. Ce bine ne apărăm în centru cu Ramusovic. Time-out cere Jesper Jensen. Nu-i mai merge joaca în pozițional. Bucură-te de super fotbal. Superbet, go super. Să vedem ce vor pune în joc ambalistea lui Jesper Jensen, care a fost apoi dublată pe sfârșit de timeout de Nora Merck. Instat pe drumul la joc. Bristol. Raistad, post acum Merck. Pecat Peterson, al doilea pivot din extrema dreaptă. Raistad. Bristol, ce bine a ieșit Omoreghe în ea. Raistad, o apără din Ocoser. Să nu ne grăbim că am avut iarăși uități de contraatac. Neagu. Anțân, dezvoltă bine la extremă. Apără de această dată Milling. A intrat Christensen în locul lui Milling. Aruncarea lui Aune. Păcat. Era ideal să dăm gol acum după ce am scos mingea în apărare și strângeam la minus 3. Merg. Doar 56% eficacitatea pe atac CSM-ului. Din nou eliminare la Omoreghe. Același fel cum a fost și în prima repriză. Piedică. Tot la Raistad. Tot o astfel de eliminare. Și Omoreghe în prima repriză a fost mai puțin vizibilă piedică în prima repriză. Dar a fost. A venit în același timp cu împingere acum. Dacă am fost pe curtea școlii acest foul. Raistad. Bristol. Se cere ștergerea suprafeței de joc, acolo unde au căzut Pinta și Raistad.
CSM, 3 eliminări, Esbjerg doar una. 27 de goluri Esbjerg din 39 de aruncări, 23 de goluri CSM din 41 de aruncări, deci și mai multe aruncări CSM-uri, dar și mai puține goluri față de adversară. Recuperează Peterson. Raistad. Este prepasiv mingea în tribună. Interesant, n-au putut să fructifice în pozițional la om în plus. Poate le va afecta puțin și moralul acestor super jucătoare. Sunt la Esbjerg. Păi extrem de omogenă. Linia de 9 metri, arhi cunoscută. Breistol, Trambor, Raistad, a venit și Nura Mörk, Sorberg în extremă, Einstein în pivot. În la CSM mai mereu s-au schimbat jucătoarele, vă aduceți aminte. Zadina Pătruz, bam, a dat-o iarăși la extrem. O forțează pe Aune, în loc să fie aruncat Zadi, a fost sigură pe mâna sa și a pus-o în dificultate pe Aune. Dar acum a vrut să dea printre picioare și n-a reușit. Două ratări la rând pentru CSM după ce a scos minge în apărare pe inferioritate. Raistad, da, aproape Dembele de recuperare. Raistad pasă la pivot, scapă mingea. Recuperează pentru Solberg. Mörk pasă la extremă, Peterson. Câtă siguranță are Peterson cu aceste aruncări. Are mușcă din bară. De la Păianjă, unde portarul nu poate interveni. Doar hazardul, să spună, să te mai ajute, dar nici acesta nu e de partea CSM-ului. Zadi. Hansen de la Neac. Neacu pasă cu mâna stângă, extraordinară! Dembele. Încă o minută în această partidă, care CSM-ul trebuie să mai reducă din diferență. Dă Raistad să omoare pe Glosser, care se protejează cu antebrațele. Ce reacție, ce braț are Dembele. A ajuns la 36 de ani, campioană mondială, campioană europeană, vicecampioană olimpică, cum are și alte medalii în palmares, dar dorește Liga Campionilor. Sudakova, locuit-o pe Aure, Sudakova, unde scapă mingea în încercarea de a bate să nu facă pași și apoi să arunce. Păcat, Raistad, musculoate de pintea. Hans-Christian Solberg, din nou această diferență urâtă de minus 5. Dacă arbitrii erau ai exigenți, își lua și eliminare Crina Pinta. A pus mâna acolo pe adversară. Jucăm 7-6. Zadi pentru Neacu. Pasă, pam! Nu ne iese, nu ne iese acțiunea din prima. Zadi pasă la extremă, Sudakova! Dat-o Rusoica până la urmă în lung. 29-25. Am schimbat și noi, intră portarul. Poate așa să putem reveni. La limita căzută e Sudakova cu această execuție. 6 minute. Nu uitați returul acestei partide duminica viitoare la ora 17. Breistol, Mörk, Raistad, aproape Dembele. Se fure mingea Nore Mörk.
Braistol, ce plecare de pe loc apără Closer, dar din faul. 7 metri. S-a lipit mingea de bară. Este mult clister acolo pe ea. Aici o ratare merg până acum de la 7 metri, 4 din 4. Apără de aceasta Glosser! S-a dus mingea telechidată, nu remerg. Portarul nostru și răsuflă ușurat aceasta. Tot în stânga a dat. Incredibil. Are de toate și Adi Vasile. Să fie necăjit. Bine că s-a întors în timp ce se exprima după ce moment. Don't try to go on contra. Let's fight for everything because these balls will come in our hands as well. Elizabeth, we will take Rystad completely away. So the other ones play good two against two with Nora and with the Braistol. Play with her, don't attack her completely. In the attack we play 7 against 6. Emilie, you're back in. Pivot 1, 2, 4, 3, 4, 5, sorry. Chris, be patient, 5 minutes with the Braistol. Come on, haide! 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 Haide, 2, 3 și! Atacul, normal după timeout pentru CSM, mai sunt 5 minute. Manșa tur, sfertul Ligii Campionilor. Ideal ar fi să ușureze diferența. Să vedem ce se va reuși. Anță. O aruncă superb, mingea intră prin Christensen. Schimbă și noi portarul, da? 30-26, adică 7-6. Încurajează Adi Vasile sportivele să aibă grijă în apărare, fără eliminare. Merg, Braistol, luată om la om, cu adevărat acum Rystad de către Omoreghe. Ată mai multe moduri, oh, am pierdut pivotul. Asta se întâmplă când joci într-un 5+1. A mai ieșit și Ramusovic aiurea și a rămas pivotul liber. Iată, plecase Pinta, a venit și Ramusovic degeaba. 31-26. S-au corelat părătoare centrală ale Bucureștiului. Anțăn, Neagu. Tot ia-o da acum în stânga. Poate să așteaptă danezele să arunce Neagu, dar o face foarte bine Anțăn. Dacă ar fi avut și stângaci în interior la CSM-ul, probabil, altfel era situația și nu de ieri de azi și de ani de zile. Rystad. Foarte bine, sunt acum, mai sare mingea până la urmă, Braistol. Merg, calmează jocul, intră în prepasiv, normal, mai au 3 pase. Merg, Fenton. Ah, wow, intră noi. Putem să plecăm și noi. N-avem viteză. Nu dezvoltăm faza a doua contraatac. Nu se va rezolva această problemă, probabil, niciodată. Neagu. Hansen. Neagu foarte... Oh, blocată de Braistol. Standing ovation din partea danizelor pentru favoritele lor. Vor câștiga această partidă. Să bătălia decisivă va fi duminica viitoare la ora 17 a București. Direct pe Digi Sport. Solberg. Foarte bine Sudaco, mai fură mingea.
Din nou avem doi pivoți. Hansen, Neagu, Omoreghe la 9 metri. Hansen. Pasă la Dembele, mai niște un Gilbolta, gol! E bine! De la minus 5, 31-28. Să mai scoatem o minge. Ce pasă inteligentă a Hansen. 100 de secunde. Aproape de pași, Bresto. Solberg. Mörk, arunce. Pasă la extremă, apără normal Glosser. N-avea cum să le dea gol Solberg, mai avea puțin și cădea în semicer cu minge. 90 de secunde. A dat roade până la urmă. Atacul 7-6. Anță. Neagu. Faultată, da. 9 metri. Ducem atacul cât mai lung. E experiență în disperat. Vrea prepasiv, n-a băgat prepasiv. Mai are curaj Cristina, foarte bine, pinta, uite, bicer! Cum ai asta nu mai făcusem în meciul ăsta? Câte greșeli! N-a mai avut curaj Neagu să arunce la poartă și a dat pasă Crinei. Măcar să nu luăm gol acum și să ne batem pentru diferență de minus 3. Mamă, ce a făcut Crina pinta aici, cu niște, poate dublă eliminare. Da, să plece amândouă la bancă ar fi bine, da. Decizie corectă. Bune arbitri. Asta a fost un moment foarte important. Dublă eliminare. Vedem în dreapta. Am brâncit-o Crin adevărat. Că tot era trasă de braț. 29 de secunde ne arată grafica. A doua eliminare la Esbjerg, a patra la CSM. Mörk. Bine se apără CSM-ul de vreo 7-8 minute. Raistad, da, și timeout, Jesper Jensen. Der er 12 sekunder tilbage, så der hvor bolden er, så lægger vi først bolden herover til Nora. Vi kan gå derind til Henny. Henny trykker ind mellem 2 og 3 her. Følg efter. Så lægger vi den her til Anna, som hopper ind over, så kommer Henny i samme rum der. Er med på det? Det vil sige, med samme den bold, den går, ja, med samme den bold, den går herned, så løber Nora her. Hvis vi ikke kan komme til at spille den bold, så spiller vi der og dybt, og så kommer den her. CSM-ul a avut puterea să revină de la minus 7, a fost condusă cu 26-19, minutul 45. Asta să revină chiar la minus 2, la faza precedentă, însă a călcat în semicer. Dacă ne gândim ce era pe tabela cu 10 minute, te mulțumești cu această diferență. Raistad, pasă la extremă, foarte bine în apărare. Oh, liberă! Ce gol ne-a dat în ultima secundă Heindl. A dat și ea un gol, nu este Ingstad, este Heindl. Cu primul gol în această partidă, exact pe ultima secundă. Neatenție iarăși în zona centrală. Se gratulează cei doi tehnicieni, Adi Vasile și experiență, neam care... Toți se întâlnesc în Liga Campionilor din 2017. Victorie pentru Esbjerg la 4 goluri, care este acum ușor favorită la calificarea în Final Four. Dar spuneam, duminica viitoare la 17 pe Digisport. Veți vedea deznodământul acestei duble în returul din Polivalentă. Rapid
a pierdut astăzi în fața lui Vipers 25-31 și mai are și acum șanse infime de a urca întreprinere 4. Aceasta a fost duminica din Liga Campionilor cu echipe românești. Săptămâna viitoare Rapid joacă sâmbătă la ora 17. Vedeam CSM-ul duminică de la aceeași oră. Sunt Costi Prun, vă mulțumesc că urmăriți mai bun handbal la DigiSport. Nu uitați, la ora 23 avem finala European Cup la femei între Guardes din Spania și Konyaaltı din Turcia. La revedere!